Reabilitarea celor două cinematografe vechi din Timișoara, Victoria și Timiș, au adus în săli în 2023 aproape 60.000 de spectatori. După preluarea de la Radef a celor două cinematografe, au fost făcute investiții de câteva zeci de milioane de lei și sălile au fost redeschise, Victoria în 2022 și Timiș anul trecut. Potrivit administrației locale, în 2023 au fost la film, la cinema Victoria și Timiș, peste 56.000 de spectatori. Au fost aproape 750 de proiecții de film și evenimente culturale organizate în 2023. Cinefilii timișoreni au avut ocazia să întâlnească la evenimentele organizate regizori, actori sau alți invitați speciali. 20% dintre spectatori au fost copii. Alte două cinematografe ar urma să își deschidă porțile la jumătatea acestui an în Timișoara. Este vorba despre sălile Studio și Dacia, pentru care termenul de finalizare a reabilitării este această vară și acolo se fac lucrări ample, ambele fiind închise de mai mulți ani. Cinematograful Dacia ar urma să aibă și ecran exterior pentru cei care în seriile de vară vor urmări filme de afară. Pentru aceste două obiective au fost alocate peste 25 de milioane de lei.